Ok, salut lumea și unde v-am găsit la un nou vlog. Astăzi cred că o să merg la bunicii mei, care au o casă mai pe la țară cu... Cred că am mai făcut un video pe acolo, o să vedeți. Și am de gând să iau și drona pe acolo, să filmez pentru că e și un lac pe lângă. Oricum, sper să vă placă. Și vreau ca înainte ca acest episod în sine să înceapă, să vă spun că eu o să fiu prezent la Arad pe 5 februarie la sala polivalentă, alături de mulți alți youtuberi mai mari ca mine, gen cum a fost la Iumit, Colo, bine, Colo nu e neapărat mai mare, Colo, Max și altele, Shelly, Vlad, Cristi, Munteanu, Gamios, Anca Broască, Andra Gogan, sunt mulți youtuberi, zic că merită să vii, biletele sunt 25 de lei. Sunt 25 de lei dacă tu le iei înainte de eveniment și dacă iei biletele în ziua evenimentului, pentru că poți face asta, sunt 35 de lei. Zic că e un preț extrem de bun și merită să veniți, pentru că, na, nu știu de câte ori o să mai venim în Arad și dacă ești din Arad sau Timișoara, mă rog, aproape de Arad, zic că merită să vii. Și prețul este chiar foarte bun. Lăsând acest anunț la o parte, haide să trecem la treabă. Ok, aici e drona noastră frumoasă. Știu că am mai făcut un video în care am prezentat-o. Hai să deschidem cutia. Bam. Chestia asta merge mai la bunici. Și cred că o să fie mișto. Yo, Lesi. Lesi. Bun, deci într-un final am ajuns la bunici și sper să dau drumul dronei cu succes. Wow. Uite-mă, latră câinele. Bun, deci o să încerc să dau drumul la dronă de aici. Mă enervează când trebuie să filmez iarna, că e foarte multă zăpadă și imaginea poate fi overexposed. Dar da, o să încerc să dau drumul la dronă, să avem footage cât mai de calitate. Bun, deci acum o să încerc să dau zăpadă de aici ca să decolăm drona de pe un loc mai nivelat, de pe zăpadă. Gata, acum o să ia. Cum în casă mi-arăta că e încărcată și aici mi-arată că nu e. Bun, deci am întâmpinat o problemă la bunici și din păcate nu am mai putut decola drona de acolo. Dar acum o să mergem pe stradă, prin cartier, și o să încerc să decolez drona de aici. Deci da, am schimbat puțin planul, dar nu cred că e o problemă. Bun, băieți, cum ziceam, am schimbat locația și o să mergem practic în parcul Izvor, pentru că e mai liber decât pe aici, prin cartier. Și zic o să iasă mișto. Du-te, mergi! Ia, aleargă! Bun, deci acum facem point of interest, în care drona face așa un conjur. O facem mai rapid puțin. Vezi? Filmează parcul, așa. E foarte ca lumea, după părerea mea. Wow! Face așa un cerc deasupra parcului. A dat la dron. Ce faci, mă? Mie să nu... Mie să nu muște. Nu muște, nu muște. Să mai plimbăm așa, că mai are 40%. Ok, vine la noi drona.
Wow, deci chestia asta e prea tare. Și LED-urile astea tăiște foarte mult noaptea, nu? Wow, uitați, asta am filmat. Am filmat ceva, de-abia aștept să văd pe cameră. Și cam asta am făcut cu drona, până la urmă am fost în parc. E mult mai bine să filmezi aici, după părerea mea, decât în altă parte, pentru că ai mai mult loc și aici ce să filmezi. Dacă te duci într-un câmp, nu prea ai. Dați-mi un like, ne vedem la Arad.